Când eram mică, îmi petreceam vacanțele de iarnă și de vară la bunica. Aceasta avea o bucătărie de vară și pe un perete stăteau atârnate tigăile, ceaunele, care străluceau de curățenie. Copil fiind, nu vedeam un punct negru pe acestea. Îmi amintesc doar că bunica era mereu ocupată. Mult timp îi răpea curățenia. Mi-am amintit acest fragment din copilăria mea când am dat prin rețele de următoarele gânduri pe care le exprimă o femeie înțeleaptă. Nu lăsați stevile să strălucească mai mult decât voi. Nu vă luați prea în serios curățenia. Când am devenit soție, mi-am petrecut 24 de ore din zi urmărind că totul este păstrat curat și ordonat, în caz că cineva va veni să mă vadă. Dar am aflat că sunt cu toții foarte ocupați, mergând să se distreze, să muncească și să se bucure de viață. Și dacă apare cineva brusc, nu trebuie să explic nimănui situația din casa mea. Oamenii nu sunt interesați de ceea ce faci toată ziua. Oamenii se plimbă, se distrează și se bucură de viață. Viața este scurtă, distrează-te. Șterge praful dacă este necesar. Dar să-ți faci timp și să pictezi. Sau să scrii o poezie, să faci o plimbare sau să vizitezi un prieten. Să gătești orice îți place, să-ți uzi plantele. Acordă-ți timp liber pentru a înota în mare sau în piscină, de a urca munții. Joacă-te cu câinii, psicile, ascultă muzică, citește cărți, păstrează-ți prietenii și bucură-te de viață. Șterge praful dacă este necesar, dar viața continuă afară. Să nu uiți că această zi nu se va mai întoarce niciodată. Șterge praful dacă este necesar, dar să nu uiți că vei îmbătrâni și că multe lucruri pe care le poți face acum nu vor fi atât de ușor de făcut la bătrânețe. Iar când pleci din moment ce vom pleca cu toții într-o zi și tu vei deveni tot praf. Și nimeni nu-și va aminti câte facturi ai plătit și nici casa ta curată, dar își vor aminti prietenia ta, bucuria ta și ceea ce i-ai învățat. Bunica îmi este vie în minte și în inimă. Când mai ajung rareori pe la casa în care am avut fericirea să copilăresc, credeți-mă, nu mi-amintesc de ceaunele curate, ci de gustoșeniile pe care mi le punea cu drag pe masă când veneam la ea. Nu mi-amintesc de covoarele curate, ci despre cum cântam împreună. Nu mi-apar în minte perdelele călcate, ci poveștile pe care mi le povestea, aprecierile și dragostea pe care mi le oferea cu generozitate. Să nu mai facem, deci, curățenie? Ba nu, să facem. Dar dând prioritate lucrurilor care sunt mult mai importante. Gândul zilei. Motiv de meditație și inspirație. O rubrică ce sondează cele mai profunde adâncuri ale înțelepciunii, ale frumosului și adevărului.